Așa că dacă Lili mai... Afară! Ai uitat că ieșim cu Lili și cu Costel în oraș? Nu mai ieșim nicăieri! M-am certat cu tâmpitul ăla de Costel! Poftim? Păi de ce? Fata! Tu știi de ce s-au certat ăștia? Că al meu nu vrea să spună nimic! M-am certat cu Costel? Pentru că a nebunit, domnule, a nebunit, pur și simplu! Ia? Păi ce ne faci tu, mă, nebun? Vrei să te bat? Poftim! E tâmpit și agresiv! Băi, potoliți-vă! Ce aveți? Din ce v-ați luat? Ce crezi că i-am spus? Mă, dar numai atât i-am spus. Băi, Costele, nu mai e cazul să faci niciun copil, Mihăiță, îți este de ajuns. Atât i-am spus, bă, atât i-am spus. Și a sărit în sus, bă, frate, bă. Ne. Păi, și adică ce ai vrut tu să spui? Că Mihăiță e un copil cu probleme sau ce? Că n-am înțeles. Ia uite, bă, frate, ia uite, bă, și pasta, bă. Măi, Lili, a vrut să spună că este greu să crești doi copii. Exact, nu? Asta am vrut să spun, asta am vrut să spun. Băi, capsomanilor, asta. Dar tu nu crești doi copii? Pe Mimi și pe Jean? Eu ce, nu sunt în stare sau ce? Bravo, mama, foarte bine. Mimi este deja mare și responsabilitatea pentru doi copii mici este și mai mare. Și mai mare, sigur. S-ar putea să ai nevoie să-ți iei două servicii. A? Așa, Bela. Făi să înțeleagă, făi! Ce să înțeleg, mă, ce să înțeleg? Că mă face pe mine responsabilă? Mă faci tu pe mine responsabilă? Dar tu cine o fi, doamna înțelepciune? Cine ești tu? Așa, mama, dă-i înainte, dă-i înainte, foarte bine. Hai că la faza asta ești chiar nesimțită. Cum ai spus? Cum ai auzit? Ia ieșiți afară amândoi din casă. Hai, hai. Da, uite, afară! Uite, ieșim chiar cu plăcere. Hai, ieșiți afară! Hai, ieșiți afară, că dacă nu vă dădea, vă dădea meu, hai! Mai repede, mai repede, mai repede! Doamne, lasă că este mai bine că s-a întâmplat așa. Noi nu avem nevoie de astfel de prieteni, da? Bineînțeles! Lasă-mă, mă, că e mai bine așa! Ce ne trebuie nouă să fim prieteni cu aroganții aia? Bineînțeles! Un, doi, trei... Bună ziua, fetele! Bună! Ia uitați ce bine miros! Cine? Tu? Nu eu, mă, plăcințelele astea. Sunt făcute de Lili special pentru voi. Trebuie să le mâncați cât sunt calde. Pune-le acolo pe masă. Să știți că eu cu Lili vă iubim. Eu cu Lili vă ajutăm întotdeauna și să nu uitați, noi doi, nu alții, da? Iertați-mă o secundă, mă duc până la abai. Un, doi, trei. Ce-i cu el? Că până acum nu ne-am adus niciodată plăcinte. Interesul, Roxana. Vrea să fim de partea lui. Da. Hai, hai. Un, doi, trei. Ce frumos miroase la voi! Ce-ați gătit, măi, fetele? Plăcițele, uite, 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 ce, mă? Ce cauți, mă, cu botul în plăcintele mele, a? Ale tale sunt? Da. Aoleu, ce urât miros, aoleu. Precis că sunt făcute de Lili. Sunt făcute de Lili și nu sunt pentru tine, sunt pentru fete. Dar ce cauți tu la fete, mă? Vrei să le atragi de partea ta? A? Dar tu n-ai venit pentru același lucru? Ba da. Dar eu le spun direct. Nu umblu cu plăcințele ca tine. Fetelor, trebuie să vă hotărâți de partea cui sunteți. Trebuie să aveți voi o părere, nu? Vă las să vă mai gândiți. Hai, mă, odată, haide! Și vă rog frumos să vedeți ce hotărâre luați! Hai, plăcințelele, haide odată! Să nu vă influențeze plăcințelele, obiective! Plăcințelele, plăcințelele! Hai, Doamne, ferește! Au nebunit? Băi, nasul, ăștia arată-o prea în serios! Au nebunit! Da. Bună, fetelor! Bună! Băi, e de rău! Ăștia nu s-au împăcat o săptămână! Exact, asta le spuneam și eu lor! Bă, mie-mi convine așa. Uite, mă duc la Bela și spun cât de prost gătește Lili, iar Bela îmi pune pe masă tot ce are mai bun. Pe urmă mă duc la Lili și spun cât de proastă gospodină este Bela, iar Lili îmi scoate pe masă tot frigiderul. Ce profitor ești, neapupa, cum poți să faci asta? Și asta nu e tot. Lui Nelu îi spun cât de enervant e Costel și el îmi dă să beau multă bere. Iar lui Costel îi spun ce mare dobitoc e Nelu și ăsta mă umple de dulciuri. Ce te-aș umple eu de pom, Popa? Nu vezi că ești nesimțit? Băi, fetelor, lăsați-l pe Popa în pace. Noi trebuie să facem ceva să-i împăcăm pe Nelu și Costel, că de la ei a plecat cearta. Pe urmă, cu femeile o să fie mai ușor. Nu.
Eu zic că nu e bine cum ai să americanul. Adică? Mai întâi trebuie împăcate fetele. Că băieții se duc ei la o bere, se îmbată și apoi se împacă. Corect. Păi da. Ai dreptate. Da. Mai întâi trebuie să le împăcăm pe Lili și pe Bela. Da. Dar unde să vorbim cu ele? Să le chemăm la noi? Nu! Nu, aolo! Păi dacă vin la noi, se pare ne fac praf mobila. Le ducem într-un loc public, fii atentă. Că o să le fie jenă să se păruie. Ai dreptate. Ba. Le ducem la un restaurant. Mm-hmm. Acolo pot vorbi pe nelete. Hai, și... Ce mai ai? Lili a făcut cumpărături și m-am gândit că ar fi bine să le golesc frigiderul. Bine, fii atentă. Trebuie să le ducem pe Lili și pe Bella la un restaurant să le împăcăm. Am rezolvat eu problema asta de mult. Pe bune? Da! Le-am prins pe amândouă în lift și le-am blocat acolo. Eu n-am auzit ca până acum două femei care să stea într-un spațiu atât de mic să nu se împace. Bravo, excelentă idee! Păi uite cum facem! Ne lăsăm vreo oră, două și apoi le dăm drumul! Perfect! Bravo, ce deșteaptă ești! Îți mulțumesc, americane, că ai acceptat să ieși la un pahar cu mine. Hai să trăiești! Alo, 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 sunt și eu pe aici, domne! Dacă știa că să ține ăsta după noi, nu mai ieșeam, domne, cu tine la un pahar! Dar ce, americane, cu cine vorbești? Mai e cineva cu noi pe aici, domne? Hai să trăiești! Stai! Mai întâi ciocnești cu mine, pe urmă ciocnești cu el. Ia uite, mă, îți pleacă mâna singur, băi, frate! Băi, americane, trec, băi! Potoliți-vă, băi, nada! Potoliți-vă, uite ce ați făcut! Băi, pe cuvântul meu, dacă nu vă comportați ca doi oameni normali, eu vă las baltă pe amândoi. Uite, bă, frate! Care amândoi, mă, americane? Nu suntem singuri? Băi, băieți, dacă eu vă las baltă, popa vă rămâne singurul prieten și să știți că asta va fi o pedeapsă serioasă pentru voi. Aici am mai dreptate, americane. Sau vă mai rămâne varianta de a stea acasă cu nevestele. Chiar, apropo, ce faceți voi seara acasă, a? Foarte bine! Foarte super, bine! Super, nene, super! Băi, Jane, m-ai nebunit cu gabele alea! Lasă-mă să mă ușor la televizor! Tată, eu trebuie să exersez! Dacă vrei să vezi meciul, du-te la coste! Bine, mă, dă-i înainte! Dă-i înainte acolo! Costele, treci înapoi în dormitor! Mama, mă uit și eu puțin la meci! Hai înapoi! Nu, te-ai mai putin să-l comentezi. Ești tu mai bun de la acasă. Ce faci, mă? Te strâng la mine? Treci în dormitor! De fapt, e cam nasol. Aha. Și la mine e nasol. Când v-am spus... Bela vrea să mă bage în clubul ei de lectură și să ne întâlnim în fiecare seară cu niște ochelariști ca să discutăm despre cărți, bă, fraților! Iar la mine, Lili îmi dansează toată noaptea dansuri din buric. M-am săturat, domne. Plus că toate dansurile astea se termină în dormitor. Cred că tot mai bine ar merge un pahar cu neluțe. Să trăiești, măi, Costelușule. Noroc, decidem ce tot noi, mă. Îți spun eu, de proști! Păi, corect, corect! Hai să bem și să uităm ce-a fost! Hai să vedem! Să trăiești, americane, noroc! Eu unul am și uitat deja! Da. Nici nu mai știu ce-a fost! Hai, noroc, să trăiești! Hai, noroc cu paharul gol! Hai, mai, ia! Păi. Lasă-mă, bine că v-ați împăcat! Aaa, ce mă bucur, mă! Hai, gata! Măi, Costelușul, păi, să mergem acasă, Fuguța, da? Să le dăm vestea cea bună a fetelor, le scoatem la un restaurant să le împăcăm și pe ele. Corect, domnule? Bravo, mă! Hai! Bravo. Hai, noroc! Trăiască împăcarea! Bravo, mă, bravo! Ce să-l ia asta? Aoleu, voi v-ați împăcat? Bineînțeles! Nu m-ați întrebat, domnule! Ia uzi, mă, ce trebuia să-ți cerem ție voie? Ce, vrei să-ți aduc aminte cum îl făceai pe Costel când veneai pe la mine? Îi ziceai mitocan! Ce, mă? Păi da, așa zicea și despre tine când venea pe la mine. M-ai făcut pe mine mitocană, bă, și pe mine m-a făcut! Păi, lăsați-mă! Bine, o să vedeți voi! Nu, pe până, hai!
Băi, fetelor, alu, ce faceți aici? Mimi, strigi liftul, dragă, ce faci aici cu aia? Tata, mă chinui să deschid ușa liftului pentru că sunt Lili și Bela înăuntru. Da. S-a blocat liftul. Da. Cum ați reușit? Cum? Eu am avut ideea asta genială. E? Da, m-am gândit că dacă am să blochez fetele în lift, atunci or să se împace. Păi de ce, mă, că noi nu mai suntem supărați? Da. Ele de ce să stea supărate? Băi, ia dacă le scot eu, mai Mimi, lasă-mă, mă, pe mine, mă, tata, mă. Ia stai, că n-am împucat. Trage de ușă. Ce mă cu voi în halul ăsta? Ce s-a întâmplat? Păi uite, doamna Bela, cu toate studiile ei, în loc să apese, n-a fost ea în stare să apese pe butonul de parter și a apăsat pe două deodată și a blocat liftul. Sigur că da. Dacă n-ai fi tras tu ca disperata de ușă înainte să oprească, nu se bloca liftul. Auzi? Nu mă faci tu pe mine disperata. Bă, fii atent aici. De azi încolo nu mai avem ce discuta cu niciunul din membrii clanului Corca. Da-mă puțin. Da-mă. Foarte bine, Lelu, pentru că începând de astăzi, specimenele din familia Jurcă nu mai există pentru noi. Bă, terminați, mă, vă rog frumos, bă. Noi venisem aici să... Să-ți dau eu una peste gură dacă nu taci, ai înțeles? Și tu să nu mă faci pe mine specimen, că e tu iar un părut, ai înțeles? Ia lăsați-le puțin, mă. Bă, hai, mă, Costela, ai grijă să nu zgrii mașina. Să trăiți. Ușor, ușor. Ușor, ușor. Bă, da, eu nu înțeleg ce facem cu scara asta. Mă, tu nu înțelegi multe pe lumea asta. Fii atent aici. Eterna poveste. Pericolul la proprie oamenii. Așa. Așa că noi vom sui copiii noștri sus în copac. Iar nevestele noastre, când își vor vedea o drazlele sus, acolo sus pe cracă, se vor uni, se vor împăca și își vor salva copiii. Hai, hai sus cu scara! Bă, da, ia stai tu puțin, mă. Adică, tu vrei să spui că o să-l urci pe Mihăiță acolo sus? Da. Păi ce, mă, Mihăiță al meu e pupă de aici, între voi, ce? Dar ți-am spus că îl sui și pe Jean cu el. Să se ține unul pe altul acolo, hai! Du-te și găsește o cracă mai solidă ca să-i poată să-i țină pe amândoi. Stai puțin. Dacă e vorba de verificat rezistența, ar trebui să urci tu, că tu ești mai greu decât mine. Bă, n-am văzut. Bine, mă, o să ne urcăm amândoi. Hai. Dar să ne lăsăm toate astea aici, să nu ne incomodeze. Așa. Hai, după tine. Ține, mă. Aha. E bună? Hai că asta e bună, da. E bună, da? E bună, da. Aha, ia, dă-te mai încolo un pic, ia. Ia. Bună, domne. Ține? Așchi, bă, ține, mă. Aha, aici ai suim, domne. Aici, foarte bine. Aha. Ce? Cine? Nebobicule, ce? V-am spus eu că o să mă revanșez, hă? Nu! Ei, acum... Ce? Nepopicule! Așa? Băi, nepopicule! Luați-vă zborul către casă! Băi, bă, nu mai suntem superați pe tine! Bă, Neapopa! Andă scoara! Neapopa! Te omor, Neapopa! Neapopa! Bă, scoara, bă, frate! Jeanette, tu știi ceva de programul lui Nelu? E 12 noaptea și n-a venit. Nu știu nimic, ea. Cred că fugărește vreun hoț. Și știi că tata alea vrea încet. Nu e la serviciu pentru că am sunat eu și nu e acolo. Eram curioasă să văd dacă s-a întors Nelu de la servici. Nu s-a întors. Nici Costel nu s-a întors. Ce înseamnă asta? Că n-a venit niciunul de la serviciu. Nu, asta înseamnă că sunt undeva printr-un bar și beau. Și trebuie să mergem să-i căutăm. Mergem, dar mergem în direcții diferite. Știi ce? Eu aș vrea să facem pace pentru câteva ore și să mergem să-i căutăm, că nu putem să mergem singure prin bar. Și sună și pe Bianca să vină cu noi. Hai!
Îmi pare rău, nu i-am văzut pe aici de 3 zile. Sunt disperat. Unde-i mai căutăm? Ei, să vezi ce le fac eu când îi prind. Fetelor, s-ar putea să fie la spital. Mă, tu știi că ai dreptate? Că la spital barurile sunt deschise non-stop? Hai mă, Lilica, nu asta am vrut să spun. Dacă cumva au avut un accident în misiune. Săraci! Hai, repede. Hai, hai, hai. Poftiți, aici sunt cei doi polițiști comunitari răniți în misiune. Aoleu! Aoleu! Aoleu, Neluțu! Ostele! Neluțu! Ce-i cu voi, mă, băieți, măi? Măi, mămică, v-am supărat noi, nu-i așa cu certurile noastre și nu v-ați mai putut concentra la lucru, este? Uite, dar noi suntem dispuse să ne împăcăm, numai să nu mai aveți voi probleme, nu-i așa, Linișor? Da, da, eu iar îți cer iertare, te rog să mă ierți, am fost o proastă, am exagerat. Am exagerat. Iartă-mă. Dar de acum, băieți, ne ocupăm numai de voi. Da. Bine, doamnelor, dacă doriți. Păi și soții noștri unde sunt? Fetelor, într-un singur loc n-ați căutat. Unde? La morgă. Ce tâmpit am fost, m-am luat după tine și după ideile tale. Dacă ne vede acum un paparazzi că stăm ca berzele în copaci, ajungem pe prima pagina ziarelor. Ce mă, tu n-ai fost de acord cu ideea mea? N-am fost, da. Păi atunci? Uite, nici nu trece nimeni, stațiile le-am lăsat jos, nu putem contacta pe nimeni. Și a plecat și taxiul ăla? Bă, mi-a venit o idee. A. Ce-ar fi să facem o frânghie din hainele noastre și să coborâm pe ea? A? Hai mă să ne dezbrăcăm, mă. Ușor, 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 ia-mă ușor. Așa. Ai și tu? Ai și tu? Așa. Așa, Costelușule? Da. Tu leagă frumos frânghia de cracă. Da. Și îi dau drumul ușurel în jos. Da, hai. Hai. Hai că eu o leg aici. Așa, domnule. Ia uite. Ia uite aici ce-am făcut, bă, tată, bă. Uite, bă. Hai de mine. Ești afodat. Ah! Ce? Ah! Ce, bă? Păi! Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, mă? Cum ai coborâm acum? Bă, de ce n-ai ținut de ea? Că eu eram ocupat cu un țânțar. Dar tu de ce n-ai legat-o? De ce n-ai legat-o? Uite pe cineva. Domnul? Alo, domnul? Domnul? Astea sunt ale voastre, mă? Da, da, aruncați-le sus, că sunt ale noastre. Ia uite! Domnul, alo. Cum e, polițiști cu bani? Păi de unde? Știți, dacă ne ajutați să coborâm de aici, vă dăm și mai mulți bani. Da. Ce vorbești? Păi dacă vă ajut eu să coborâți de acolo, voi mă duceți la secție, mă. Nu, stai. Domnul, alo, domnul, alo. Domnul, stai. S-a dus și ultima noastră șansă. Na. Dacă n-ai legat tu, n-ai legat-o tu acolo de creaca aia. Nu mai pot, măi. Am căutat și la morgă. Nu mai pot. Fetelor, astea nu sunt cumva hainele lor? Ba da, uite, e cu soanele! Costel, uite-te! Vai, fetelor, dacă cumva au fost răpiți săracii! Cum să-i răpească mai cineva? Dacă-i omoară! Aoleu! Aoleu, cum o să crească Mihăițar meu fără tată și ce tată bun avea el? Și Jean fără Nelu! Lili, cum le spunem noi copiilor? Nu știu! Ce frumos vorbesc fetele despre noi! Uau, fetelor! Uau, aici sus! Nelu! Da! Costele! Da! Ce faceți mai acolo? Am vrut să punem ceva la cale ca să vă împăcăm, dar n-a mers. Bine, mă, nesimțiților! Voi știți câte griji ne-am făcut noi pentru voi? Stai. Mai v-am căutat și la morgă! Stați-mă, fetele! Uitați ce propun eu! Mergem toți cinci la restaurant ca să ne împăcăm. A? Noi doi deja ne-am împăcat. Da. Foarte bună ideea. Este. Bravo, Nenuțu. Mergem. Dar mergem numai noi trei. Cum? Voi rămâneți acolo. Noapte bună. Bela. Bugușturcilor. Bela, nu faci una ca asta. Bela, nu faci una ca asta. Bela. Uite așa. Nu. Lili, te omor. Bela! Băi, fetelor, dați-ne jos, fetelor! Bă, gata, nu mai țipa că n-are rost. O să dormim în copac. Hai de mine, mă. Dar în tot rău ăsta e și un bine. Care, mă, frate? Bine că nu plouă. Aulă, da, așa este. Nea Popicule, a adus cara, domne. Pomii trebuie udați ca să crească frumos, să aibă viețuitoarele ca voi. Unde să stea? Ia uita! Trebuie să udăm că stai frumos! Ia să vedem, patare, prin rucsăcelul lui ceva.
I-a fi pus Lili ceva, vreun sandwich. Ia să vedem, frate, ce are asta. Bikini? Bikini? Sutien? Ta-da! Ia uitați, copii! Am aici un tricou al Adinei! Uite-l! Licitația începe de la 10 roghi. Cine dă mai mult? Ce? Ia! Nelu! Costelușule! Nelu, cum ai ajuns aici, tată? Am săpat tunelul ăsta special pentru tine, mă! Cine-i șmecher se descurcă, hop, lele, hop! Ăsta-i primit, Nelu, curcă, hop, lele, hop!